Jose Mourinho, unul dintre cei mai buni antrenori din ultimii 20 de ani, se întoarce în fotbal după o pauză destul de lungă. The Special One, așa cum este numit, Lusitanul, tocmai ce a semnat un nou contract cu Tottenham Hotspur, una dintre cele mai puternice echipe din Anglia și chiar și din lume, aceștia reușind anul trecut să joace o finală de Champions League, cei drept pierdută în fața rivalilor de la Liverpool. Mourinho este cunoscut pentru numeroasele trofee câștigate de-a lungul vremii, portughezul reușind să câștige trofeul Champions League cu Porto în sezonul 2003-2004 și a repetat aceeași performanță la Inter Milano în sezonul 2009-2010. De asemenea, acesta este recunoscut pentru stilul său defensiv și pentru că reușește să aducă la echipa pe care o conduce fotbaliști valoroși și foarte scumpi. Mourinho, deși nu a fost un fotbalist de excepție precum alți manageri mari din prezent, gen Zidane, Ancelotti sau eternul său rival Pep Guardiola, el a reușit să se impună și să câștige trofee cu fiecare echipă la care a antrenat. Lusitanul și-a început cariera ca și antrenor secund la FC Barcelona, unde nu a stat prea mult, prima sa experiență ca și antrenor principal fiind la Benfica, clubul din orașul său natal, după care în 2002 semnează cu marea rivală Porto, unde își arată adevărata valoare. A ajuns la Porto cu un lot din care nu făceau parte mari nume, în afară de Carlos Alberto și Deco, reușește să triumfe în campionatul portughez 2 ani la rând. În 2003 câștigă Cupa UEFA, iar în 2004 produce o adevărată surpriză, reușind să câștige trofeul Champions League. Aceste performanțe incredibile l-au făcut pe Mourinho să aibă o cotă foarte mare, iar majoritatea echipelor mari îl voiau pe bancă. Acesta, după despărțirea deloc amiabilă de Porto, alege să semneze cu Chelsea, care începuse să investească sume uriașe în aducerea de fotbaliști. În capitala Angliei devine cel mai bine plătit antrenor din lume, deși pretențiile erau mari, acesta nu dezamăgește, reușind să câștige de 2 ori consecutiv Premier League-ul, Cupa Angliei, de 2 ori Cupa Ligii și Community Shield în doar 3 ani. După mai multe scandaluri cu presa și cu patronul Roman Abramovich, acesta părăsește echipa. În iunie 2008 semnează cu Internaționale Milano, cu care câștigă rapid Supercupa Italiei și câștigă campionatul italian cu un avans de 10 puncte. Următorul sezon, cu o echipă din care făcea parte Cristian Chivu, Samuel Eto'o, Quaresma, Snyder și capitanul Zanetti, reușește să triumfe în Champions League într-o finală disputată împotriva lui Bayern München și deși acesta începuse slab sezonul, reușește să facă eventul câștigând în același an trofeul UCL, dar și campionatul și cupa în Italia. După aceste performanțe colosale, acestuia îi este plătită clauza de reziliere de către Real Madrid, care tânjea după noi performanțe, Galacticii nemai câștigând cea mai importantă competiție pentru cluburi din anul 2002, de fapt se aflau într-o perioadă foarte slabă. La Real Madrid era o situație destul de dificilă, după cum am zis, echipa nu mai avea mari performanțe, iar multe dintre deciziile luate de Mourinho erau aspru criticate de fani. Deși nu stă prea mult la echipă, acesta reușește să câștige campionatul spaniol și Cupa del Rey, iar în UCL s-a văzut o oarecare îmbunătățire. Părăsește echipa, unul din motive fiind conflictele pe care le-a avut cu fotbaliștii importanți din lot și semnează cu fosta sa echipă Chelsea Londra. La Chelsea construiește o echipă puternică cu care câștigă campionatul cu un an mai târziu. După 2 sezoane bune la Albalbaștri urmează un sezon dezastruos. Echipa în primele 12 meciuri din Premier League obține doar 11 puncte, situație extrem de rușinoasă, iar în Cupa Angliei sunt eliminați prematuri. Fanii începuseră să-l critique foarte mult, iar jucătorii nu mai aveau încredere în el, așa că este demis. În următorul an semnează cu rivala Manchester United, care trecea printr-o perioadă slabă, dar totuși fanii își pusese încrederea în The Special One. Mourinho primește un buget foarte mare pentru aducerea de jucători, dar nu face cele mai bune decizii. În perioada petrecută la Diavolii Roșii, acesta câștigă câteva trofee, precum Community Shield și Europa League, ba chiar termină pe locul 2 în Premier League. Dar a urmat o perioadă slabă, echipa avea un stil de joc foarte neplăcut ochiului, iar victoriile nu veneau, așa că a părăsit echipa.
Revine acum, după o perioadă de pauză, la Tottenham, care îl demite pe Pochettino din cauza rezultatelor deloc satisfăcătoare. Situația nu este deloc roz, portughezul are multă muncă de făcut, echipa merge prost în campionat, iar contractele lui Eriksen, Vertonghen și Alderweireld, trei dintre cei mai importanți fotbaliști a echipei, expiră. Deja după venirea sa la echipă, s-au vehiculat zvonuri cum că Gareth Bale ar fi extrem de aproape să se întoarcă la echipă, ceea ce i-ar bucura pe fani, iar când ai un antrenor precum Jose Mourinho, este evident că trebuie să investești și în aducerea de fotbaliști. Ce părere aveți voi? Se va descurca portughezul pe banca lui Tottenham și ce super fotbaliști va aduce la echipă? Scrieți-ne părerile voastre în comentarii și nu uitați, bineînțeles, de like, share și subscribe. Salut!